Cât sunt în viață, aveți singura șansă întotdeauna să-i vedeți de aproape. Și îmi pare foarte bine că ați venit în stațiune să vedeți în aceste 5 zile de maraton de spectacol. Și eu cred că întotdeauna să vă faceți de așa natură să vă luați concediu în perioada asta, că merită. Și este un lucru extraordinar. Și după efortul acesta, mai cântăm o melodie, da? Hai să mergem! Mulțumim cu drag că a reușit să ne cânte 5 melodii. Eu zic că a reușit să facă un lucru extraordinar pentru dumneavoastră în această zi minunată și după efortul care l-a făcut să vină să cânte în fața dumneavoastră, cred că aplauzele dumneavoastră sunt bine meritate. Am venit la frații mei! Olteni, munteni, moldoveni, din toată țara sunt aici. Și e un lucru extraordinar de bun. Hai, mai aruncă unul. Auzi.
dormi și pleacă după iubire, că ea te lasă culcat, se duce la sărutat. Mândrana mea, draga mea, nu știu când te-i mai vedea. Mândrana mea, draga mea, cu pață la șcurița ta. Mândruța care iubește, se cunoaște cum privește, care știe să iubească, știe omul să privească, că ea se uită milos, cu pauaște pui frumos. Mândra mea, draga mea, nu știu când te-i mai vedea. Mândra mea, draga mea, cu pața șcurița ta. Mai băiete, mai băiete, sărută numai neveste. Nevestele sunt mai bune, nu se laudă prin lume. Și rămân cu capul în jos și lui spun nici lui Hristos. Mândra mea, draga mea, nu știu când te-i mai vedea. Mândra mea, draga mea, cu pața șcurița ta. Mândra mea, draga mea, nu știu când te-i mai vedea. Acum chiar îi mulțumim extraordinar de mult pentru acest efort. Cred că a cântat mult mai mult în ceea ce ne-am propus noi. Noi ne-am propus să cânte 3 melodii, deja v-a cântat 6 melodii. Eu zic că a fost un efort extraordinar din partea dumnealui și mulțumesc extraordinar și sperăm că la anul să ne întâlnim cu dumnealui din nou pe această scenă și să cânte cât mai multe. Dar cu cântecele mele să fie cu picioarele bune. Normal. Păi dacă veniți aici la Olănești, stați o lună de zile, vă faceți bine. Am oameni aici care vin de 35-36 de ani și au zis că se simte foarte bine. Sunt frații noștri. Da. E bine că aveți cu ce să vă faceți bine. Da. Cine are voce, eu mi-am pierdut vocea când eram mai tânăr și acum las o fată frumoasă, drăguță, care ați mai văzut-o acum câteva zile, dar cântând muzică ușoară. De data asta vine cu... Mi-a plăcut extraordinar de mult că ați dat foarte mult like-uri și este un lucru extraordinar că noi o să facem un sondaj. Puteți să ne trimiteți pe Stigma Agenție ce v-ar place să vedeți la anul. Adică dați-ne nume de soliști, de actori, de tot ce doriți. Stigma Agenție. Accesați și ne găsiți permanent, oricând, și noi vă răspundem. O invit în scenă pe Marina! Bună seara, bine v-am găsit! Tot cu toculele ai venit? Tot. Nu știu dacă e păcate, păcate sau din fericire, însă eu mă simt foarte bine așa, la înălțime. Dar stai să mă urc și eu pe o chestie de asta, să vedem dacă ajung și eu. Nu contează. Da? Nu contează, trebuie să ajungi cu capul unde trebuie, nu unde trebuie. Mulțumesc frumos! Succes în continuare, Marina, mulțumesc pentru dumneavoastră! Cu mintea sunt de prisos, aș vrea să înceapă muzica. Foarte mult că sunt aici, alături de dumneavoastră, de prieteni foarte dragi mie. Și-ntoarce mâine
și doar ce mai merge. Și dumneavoastră? La țară floresc toți pomii, de la țară vin și doamne, scopa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe frate, cum au fost n-o să mai fie. Yeah.